Ansamblul Moldovenii din cetate din Moșna, Iași, felicitări și în mod special domnului coordonator Dan Cernat pentru coordonarea acestor colegi. Aveți și un colac și o trestuță plină de amintiri din partea Centrului de Creație Botoșani. Vă felicităm, vă mulțumim și vă mai așteptăm la Botoșani. Sărbători frumoase tuturor! Cum e? Mai puteți? Vă este frig? Nu, pentru că avem o vreme bună, țineți minte gerul de anul trecut, da? Și iată că ne încălzim sufletele așa cu frumusețile pe care le vedem din partea copiilor, tinerilor, adulților care slujesc cultura tradițională. Vă aduc aminte că suntem în direct la nivel național prin intermediul Rapsodia TV și chiar vreau să vă rog ceva. Să intrați pe live-ul de pe Facebook Rapsodia TV și să lăsați un comentariu ce formație v-a impresionat cel mai mult astăzi. Să știți că o să aveți de unde alege. Sunt 36 de ansambluri care urcă pe scenă astăzi, așadar vă doresc răbdare și sper ca în continuare să vă încălzim sufletele cu ceea ce este mai frumos. Continuăm cu ansamblul folcloric Hora din Vlăsinești, un ansamblu de la noi din județ, care a fost înființat în 2008, care au câștigat foarte multe premii, au un palmares deosebit, dar vin astăzi cu bucurie în fața voastră membrii ansamblului Hora din Vlăsinești, coordonator Boaru Alexandru Iulian. Doamne ajută, mult succes! Bună vreme, gazda aleasă! Ni primiți urarea noastră? Și în sara lui Vasilii Sfântul mi-o fura căciula vântul și-o adus-o sub fereastră, tocmai aici, la dumneavoastră. Și-am venit după căciulă să vă zic și-o urătură. Ia mai mânați-i plecăi și sunați din zurgălei să se audă pistivăi. Mânați-le! Dar am venit cu mici, cu mari, căiuți, capri și plugari, am venit să vă întrebăm, bucuroși dacă urăm, hai să tragem mândri brazdii pentru noi și pentru gazdii, să intrăm în noul an tot cu plugul vlăsniștean, îndemnați plăcăi din bici, din tălăni și din tilinci, că ne prind din noapte aici, roate în brazdă voi plăcăi, și sunați din zurgălei să se audă pistivăi. Mânați, băi! Dar opriți boi la suhat, că-i destul cât am arat. Camara Moldova toate și ardealul o bucată. Dar când am ajuns la prut, ferul plugului s-a rupt și-am pus altul de oțel ca să arăm tot la fel. Că vrem haldele să fie toate, mâne dripi câmpii, fără fire din echină, ci le-o da mâna străină. Heghilan și Gălbișan, ți arată acest stăpșan, jugul vostru e jug de fag, ce-l purtați cu mare drag. Dar jugul cel mai greu, ce-l duc frață, ce-l duc eu, este un jug mare de sprijin și-l purtăm cu multă grijă și prin veacuri l-a purtat neamul nostru zbuciumat. Și-au clădit numai prin sânge România care plânge, ca un clopot înguios ce răsună prea duios, ce răsună prin colnicii, hai la roată, voi voinicii, hai băieți să mai mânați, că-și cu toți suntem frați, de pe lângă munții Carpați,
Mânați veni! Căci pe când trăiau bătrânii, se făcea pâinea minunii, 10 bani erau o pâinii. Eu eram mai mititel, mă lua tata cu el și duceam boii la jug, tata bătea penii în plug, cu penii și cu butuci, că așa era pe atunci, și cu gânjuri din uielii, 4 boi trezeau la ieri, 4 boi trezeau la plug, dar și pantalonul lung. Sfântă-i urma plugului, rața, gâsca cât sunt pui, tătii vin pe urma lui, de la grapă și la plug, m-am făcut mare și lung, și omul cât-i de mare, de la plug așteaptă mâncare, și-am găsit la noi acasă, o grapă veche la masă, colți de tăi și cu cârcei, împletită numai-n trei, împletită numai-n spini, ca așa era din bătrâni, la urechii perciun creți, încă o dată, băi, băieți, mânați, băi! Și am urat cât am urat, până la o margine de sat, până la Ilie Pintilie, cel cu pana-n pălărie, băi, și s-o rup limba la clopot, tăți o prins la plângi în hohot, nu știu care zice spune, dă-i cu bățul ca să suni, eu cu bățul când ne-am dat, văi leu, de ești ne-am farmat. Băi, și-o venit Ilie în prag, și avem mână un șomag, și ne-o da, ne-o da colaș, toți și omezi și dupați, și ne-o da, ne-o da paralii, din nu mai putem de sare, dar eu cu Gheorghe al Unânașu, tot nu ne-am pierdut curajul, am luat o taradaică și ne-am luat iar după daică. De va place, voi plecăi încă o dată, roate, băi, mai sunați din Zurgălei să s-audă pistii, băi, mânați, băi! Și frunză verde din mohor, dar vine vremea să mă însor. Păi și-am umblat prin multe sati, să găsesc fete frumoase. Păi și-am găsut una frumoasă, era frumoasă copchila, era înaltă cât cănila, din țângurii averari, ascuțiți ca niște pari. Aveți și două măseli, băi, însă prins în lopățări. Băi, și eu făcut măsa un cojocel, și să vezi, din 40 de piei de miel, și eu pus un guleraș, din 10 piei de iepuraș, eu aplicat și un buzunar, băi, dintr-o piele de magar. Băi, frate, și-am scos-o duminica în sat la joc, și să vezi ocupat 5 metri în loc. Doamne, când o prins să joace, băi, în graj de-o prins saragii, iepirea necheza și porcii aguița. Săracul câinii din șanț și-o muta cotețul în șanț. Am avut și un mânsarcat, o lua porță din cap și-o fugit până și-o crapat. De va place, băi, flăcăi, încă o dată, roate, băi, mai sunați din Zurgălei să se audă pistii, băi, mânați, băi! Și acum, la sfârșit de an, plugul nostru vlăsniștean vă urează la mulți ani, sănătate și mulți bani pentru anul care vine. Să auzim numai de bine, voi bună, sănătate, bucurii și spor în toate. Dați din bici băietani, mai sunați din Zurgălei și opriți plugul, băi flăcăi. Aho, aho! Frunzuriță de Cireș, caii de la Vlăsânești, din Săveni am cumpărat 10.000 de lei am dat. O paină, o paiță, nu te dă, nu te lasă. Tropai, tropai, pis. Hop, hop!
Bună seara, gospodari! Gospodari și gospodini! Ia priviți ca placul vin! Ia priviți și ciobanașul! Care-i pați baracașul! Ța-ța-ța căprițița! Frunze verde m-a tostat, laptele mi l-ați varsat, m-ați făcut de râs în sat, dar futui mama lui de țap. Arde-o-mă! Frunze verde de cireș, caprilii din Blăsinești, caprilii și ciobanașul, care-i faci vara. Yeah.
fața cu o casă de copii și femei vreo două, trei. Scoală! Nu știu, Doamne, ce să-i fac să iau sânge de la cap, de la cap, de la chișoare. Eu mă tem că ursul mori. Ia vezi, mă, poate de ochet. Moș Martini, Moș Martini, nu mă faci și de rușine că mă vede atâta lumii. Măi cap luminat în pod aruncat, scos de arul nou și jucat. Eu la vatra cu cărbunii fac și noaptea rugășiunii. Să se scoale ursul meu să joace și de anul nou. Sniră, scoală, Martinică! Eu cu toată dragostea, flori din suflet pun în ea. Sorcova vesela, sorcovesc în țara mea, să se acopere de nea, să nu ne ia nimeni ea. Fir de grâu să crească, pom să mugurească, albine să roiască, în paza cerească, la anul și la mulți ani. Sorcovim la românaș, la anul să fie naș, să cunune, să boteze, la mai bine să cuteze. Țara să n-o părăsească, dragostea să-și mulțească, să aibă curaj, să n-aibă necaz, de îngeri păziți, de rele feriți, să fiți cu toții fericiți. Oameni buni ați obosit, de atâta socovit, ia privit aceste flori, ele au înflorit în zori, dintr-o ramură uscată, cu o lacrimă udată. Maica Domnului a plâns, lacrima din cer a curs, ramura mea a înflorit, iar eu vin la sorcovit, rod în suflet și în ogor, sănătate când și spor. Anul vă treacă ușor, cu nimic apăsător, urarea urărilor. Sorcovă moldovenească, în timp să nu contenească, sorcovari la uși să bată, suflet de creștin să vadă, că vă sorcovesc de bine pentru anul care vine, de belșug și de trai bun, să fiți toți sănătoși tun, fără de răutate, fără de păcate, fără de dușmănie, doar cu omenie, la anul și la mulți ani. Ansamblul folcloric Hora de la Vlăsinești, felicitări, îl rog pe domnul Alexandru Boaru să vină aici în față. Coordonatorul ansamblului, aplauze pentru dumnealui, felicitări și domnului primar pentru susținere. Aveți un colac așa din partea Panex pentru efortul dumneavoastră. Mulțumim frumos și vă mai așteptăm. Mai veniți, da? Doamne ajută, vă mai așteptăm. Frunze verde de cireș, cai de la Blesinești, din să veneam cumpărat 10.000 de lei am dat. Felicitări, felicitări și mulțumim. Să știți că la cât grâu și la cât orez este aici pe scenă, ar trebui ca anul următor să ne meargă tuturor cel mai bine. Anul următor să fie cel mai bun și frumos an din viața noastră. La ce urări frumoase am primit până acum, Doamne ajută, așa să fie. Mergem mai departe, rămânem tot pe meleag botoșănean și invităm alături de noi pe membrii ansamblului folcloric al Liceului Teoretic Anastasie Bașotă din Pomârla. Sunt coordonați de Gabriela Rău și mulțumesc tare mult Gabrielei pentru că așa cum ne-a ajutat și la festivalul din vară Vasile Andriescu, așa a fost un fel de coorganizator și de data aceasta. Multe, multe mulțumiri Gabrielei pentru implicarea pe care a făcut-o, a facilitat apropierea noastră de formațiile invitate din țară și din străinătate. Coordonatorul ansamblului este doamna profesor Mărioara Aiordăchioaie, este un ansamblu la început de drum și sunt coordonați din punct de vedere muzical de Alexandru Todirel Marin,
un instrumentist al orchestrii Rapsozii Botoșanilor, Ioan Cobâlă. Așadar, mult succes! Ansamblul Anastasie Bașotă din Pomârla! Bună seara, gospodari, primiți plugul celor mari! Haideți, măi! Bună seara, canserat, noi cu plugul ne-am luat! De la case, an de an, cum a zis Badea Traian, nu umblăm după colaci, nu înghețăm pe tupitaci, ci umblăm pe timpuri bune, din vremurile străpune. Din pe dealul, din pe văia mai îndemnat flăcări și râgați din zurgălări. Hei! Hei! De sute de ani de zâle urăm anul care vine și-l urăm cu bucurie că la anul cine știe? Cine știe cât trăiește, unul moare, altul crește. Lumea roată să strecoară ca grăunțele la moară. Din pe dealuri, din pe văi, am mai îndemnat flăcăi și strigați din zurgălăi. Sus pe cerul strălucește o stea mare ce vestește, că-al nevoilor greu drum, de cam vor sfârși de acum. Fă-o, Doamne, să lucească steaua noastră românească
și să stea tot între noi, să nu mai avem nevoie, că destul a suferit fără ca să-i fi greșit. Să se ducă dintre noi orice grijă și nevoi. Hopuri, hopuri, hopurele, la mulți ani cu floricele. Hopuri, hopuri, hopurate, la mulți ani cu sănătate. Frunze verzi din Haldan, opriți boi, băi, tani. Aho! Aho! La anul și la mulți ani. Și-am zis verdea murili, dischide zăvoarili, când vin căprioarili. Vin cu capra de la munte, cu steluță alb în frunte. Vin cu capra de prin sate, cât are bună de lapte. Și la mulți ani.
ansamblul folcloric al liceului teoretic Anastasie Bașotă din Pomârla. Felicitări! Aplauze pentru ei și o invit alături de mine pe Gabriela Rău pentru a-i înmâna diplomele și colacul tradițional. Gabriela, hai! Felicitări pentru coordonarea acestor frumoși copii, colacul tradițional. Mulțumim pentru tot sprijinul pe care ni l-ai oferit în organizarea acestui festival. Mult succes pe mai departe! Sunt la început de drum, dar s-au descurcat minunat, nu? Aplauze pentru cei din Pomârla! Noi să știți că vom continua festivalul cu câțiva oaspeți foarte dragi, care au venit din Ucraina, din regiunea Cernăuți, din localitatea Oprișeni. Îi rog să urce pe scenă, cât timp vă voi spune că este un ansamblu înființat în 1995, unul dintre cele mai cunoscute și importante grupuri artistice din regiunea Cernăuți, al cărui scop fundamental este de a păstra și de a pune în circulație valorile folclorului tradițional învestite cu valențele contemporane ale spiritualității românești. Prin activitatea sa, ansamblul folcloric Tărâncuța contribuie la păstrarea și transmiterea mai departe a tezaurului culturii românești. Vă felicităm, vă mulțumim frumos că ați poposit la Botoșani. Vă invit să vă apropiați mai mult de microfoane. Eu mă voi retrage și vă las pe voi să prezentați publicului botoșănean ceea ce ați prezentat și ceea ce ați pregătit. Coordonatorul ansamblului Tălâncuța este doamna Veronica Velicico. Aplauze pentru ansamblul Tălâncuța din Cernăuți, Ucraina! Bună ziua, gazdaleoase! Am venit la dumneavoastră cu colinde și urare pentru toată sala mare. Cu mândrie vă spunem, noi din Oprișeni suntem, e ansamblul Tălâncuța cu haine de la bunicuța. De la Cernăuți în sus, vestea despre noi s-a dus și de acolo înapoi am ajuns până la voi. Anul nou cu bine! Cu zile senine, pace, sănătate și cu spor în toate. Muzica.
Ansamblul Tălâncuța din Cernăuți, Ucraina. Continuăm cu jocul caprei. Ușe, de vânzare capra asta? De vânzare, măi, băiete! Pune, cât cer pe ea? După un milion de lei, măi, băiete! Că o am încă de la bunica! Dar ea-mi punge și-i prea scumpă, nu ți-o iei pe ea! Ce să-ți dea mama? Vrei zahărel? Ansamblul Tălâncuța de la Cernăuți, Ucraina, felicitări, vă mulțumim frumos că ați venit. Doamne ajută! Diploma pentru doamna Veronica Verici, felicitări. Avem și
colacul din partea Panex Botoșani și o trăistuță plină de daruri pentru dumneavoastră să le duceți românilor din regiunea Cernăuți. Vă mulțumim frumos! Doamne ajută, felicitări, vă mulțumim și vă mai așteptăm la Botoșani. Mergem mai departe. Așa. Mergem mai departe, ne întoarcem la noi în județ și așteptăm pe scenă pe cei din Gorbănești. Ansamblul Floare Albastră din comuna Gorbănești. Ia uitați ce galerie au aici în față. Reprezintă dorința comunității de a duce mai departe tradițiile și obiceiurile din Străbuni. Numele ansamblului este foarte clar legat de marele poet Mihai Eminescu, astfel poezia Floarea Albastră, care are ca semnificație pentru poet voința, dorința, nostalgia, i-au inspirat pe cei din Gorbănești să aleagă acest nume și își doresc să ducă mai departe zestrea locului. Așadar, vin în fața dumneavoastră ansamblul Floarea Albastră din Gorbănești, județul Botoșani, coordonator Iftime Adi Alexandru. Haideți să-i primim cu aplauze! Mult succes! Noi suntem din Gorbănești, păi și suntem vreo trei flăcăi, care mai de care răi. Păi cât de când trăiau bătrânii, să fășe pânea minunii, să și bani costau o pâine. Rachiu trei bani paharul, lumea nu-și parfuma părul. Păi unii mai videi prin sat, păi cu bani de împrumutat, ori mașină de calcat. Mai videi prin sat cu coane, ori pi sus aeroplane. Băi că la noi la Gorbănești, bei, mănânci, te veselești, dar trebuie să mai și munșești. Băi la urechii clopoței, la chișoarii zurgălăi, ia mai mânați, măi flăcăi! Băi că nu ne-am văzut de un an, v-ați pus geam de termopan, băi și betoanii prin ogradă, n-avem unii trage o brazdă, n-avem cum ni faci treaba, iar la geam urlăm degeaba. Stăm și înghețăm de frig, când nu auziți nimic, la urechii clopoței, încă o dată, băi, flăcăi! Băi, și iar verdi solți de pește, urătura se gătește, hai de gazdă de plătește! Băi, dar să nu ne luați în râs, de la un milion în sus. Băi, și o bucată de slănină cât capota la mașină. Băi, și o ulțică de gin fiert, ca de aici să nu mai plec. Vinul poașă și e roșu, că noi nu suntem mofturoși. La urechii clopoței, la chișoarii zurgălăi, ia mai ziceți, băi, flăcăi! La anul și la mulți ani. Băi, și iar verdea iuțai și la și căluțe, băi!
ansamblul Floare Albastră din Gorbănești. Vă mulțumim și vă felicităm! Acest ansamblu Floare Albastră, felicitări și mulțumiri pentru tot. Mult succes mai departe.